Jador, când o să ai dovezi, vii și le aduci. Până atunci, gura mică. Exact. Eu ți-am zis doar că mă simt aiurea pentru ce ai făcut tu. Da, da. Pentru că chiar mi-erai dragă și țineam la tine și mi-ești dragă. Și dacă vrei să știi că te iubesc, poate la un moment dat te-am iubit. Dar acum... Dar e prea târziu acum, Jador. Oricum, da. E târziu. Normal că e târziu odată la ce a făcut. E târziu. Nu, e târziu pentru că ai făcut-o foarte mult să suferi și ai făcut-o în toată rușinea. În toată România. Ai făcut-o mult de rușine, Jador. Nu te vreau, nu te asuma nimic, Jador. Când ai iubit, i-ai spus? Cum? Când ai iubit, i-ai spus? Dar nici nu i-ai arătat. S-ai asumat? Bă, nu prea am arătat. Ce te plângi? Mi-a arătat și în coaltele și având treabă cu altele. Lasă că și tu ai avut coalții. Eu n-am avut... Jador! Știi tu mai bine, știi mai bine și tu știi. Și ce ciudat, că tu mereu când vorbesc cu tine, când am vorbit, adică... Tu ai știut adevărul. Ai știut, te-ai uitat în ochii mei și ai știut. Și ai venit și ai afirmat a doua zi altceva. Pentru că tu știi cine sunt. Tu știi cine sunt. Și tu nu, tu știi cine sunt. Asta și e dureros. E dureros pentru mine dacă... E dureros pentru mine. Ascultă-mă. Pentru tine nu. Odată ce plângi să vin acolo în casa aia, și tu ce faci? Tu, de fapt, în casa aia cu altcineva. Dă-o naibii, bă. Să-ți fie rușine. Atâta zic, să-ți fie rușine. Dar tu crezi în vorbele Larisei, Jador? Dormiți în recepție. Dureros, bă, frate, ascultă-mă, că să plâng o femeie după tine. Vreau să ne întâlnim, te rog, vin la București să mă vezi cu tine. Nu. Tu te vezi cu altcineva. De ce minți? Că m-ai sunat tu din Germania, vreau să te văd. Minți, minți. Atâta faci. Așa atrage o femeie, mă. Unde-i Ricardo? S-a enervat pe tine și a ieșit. Și tu a doua zi te duci și te întâlnești cu alte femei și vii mușca pe gât. După ce te-ai văzut cu mine. Să n-aud. De ce, Lobo? Să n-aud. Și tu mai zici că iubești. Ce iubești? Gata, lasă-mi mai fort. Ție el ce iubirea. Gata, hai că... Lasă, vine Andreea. Uită-mă ăsta încă vine Andreea, mă, că nu mai poți să-l au, că mă pe gât. Ce tu? Și tu ți-ai dus telefonul din gât, că n-ai voie să-l ții aici. Ce, Manu? Subiectul ăsta, nu mai poți să-l mai aud. Atâtea, eu știu, tu știi, tu știi, tu faci. Da, Manu, dacă erați una din voi, exact. Dar nu e vorba de asta, dar... Și știați că nu sunteți vinovate. Ascultă-mă, nu-i vina ta, dar nu-i vina ta. Păi dacă știu că nu-i vinovată, nici nu mai vorbesc. Exact. Păi nu pot, dar fii dacă te aduce, lași lucrurile în aer. Dacă și eu, dacă vinovat, eu vorbesc. Păi asta spun, toată lumea spune închide gura. Ba da, eu vorbesc. Dar cine aseară trebuia să vorbești? Tu, femeie, tu înțelegi că eu mai apropiată mă simt de culiță, ca om. Dar urma să colaborăm, dar tu ce ai zis pusă... Păi nu mai lăsați atâta, că era una din voi... Tu m-ai aseară, din respect pentru cine să... N-are dovezi, nu are dovezi, că dacă avea dovezi pe adul ăsta... Băiatul ăsta, dacă avea dovezi, venea și le aducea în emisiune. Voi nu-l cunoașteți pe el. El, dacă avea o dovadă cu mine, el venea și o arăta. El știe că nu e adevărat. De-aia mai stă de vorbă cu mine. Și nouă ne-a confirmat. Aici. Păi și acum. În emisiune. Ce? De faza cu atingere. Poți că le arată la aia la final. Care dovezi? Deci asta să vă zic. Dacă chiar are dovezi, vezi că băiatul nu, nu știu. Și te deranjează cum ce-o fie, m-a repetit din baie. Plec, bă. Nu se poate vorbi, nu-i însurat. Dă-i seama. Datorează, însurat, însurat, datorează explicații. Am vorbit cu el și l-a zis că nu poate să zică decât cu el și la un sucă. Mai înțeleg? Dar tot ce te-a mostrat, i-a zis, zis dacă... E dragă. Știu că ți-i dragă, uite, a făcut ce-a făcut și anul ăsta. Nu cred că a stat așa și s-a gândit la tine. Am vorbit cu el. La 4 minute. Și tu stai aici și îți treci capul și mea. Pentru femeie care nici nu e a ta. Măi, fetelor, eram prin ianuarie, nu mai știu ce lună eram. Și a început băieții să spună... Și am zis la început, tu vorbești cu Poptelecan și gata, ce trebuie să-mi bagă Bogdan? Nu are nicio dovadă și nu știu ce termină. Au început băieții de atunci să spună că au filmare, au văzut o filmare cu mine, gen ceva de genul, cum făceam eu în 3 sau nu știu ce, că un prieten de-a meu ce-a fost în emisiune s-a dus la baie și le-a arătat filmulețul. Și bă, zic, dacă ați văzut filmulețul, dacă l-a salvat, arătați-și mie, exact, să văd și eu. Și tu. Eu am încheiat subiectul, am zis, bă,
Da, și nu e adevărat, nu mă interesează. Da. Nu a făcut, da. Nu-i treaba mea. Dar cât s-a vorbit pe subiectul ăsta? Cât s-a vorbit? Păi nu, ei vorbeau, dar nu vorbeau cu mine. Ai văzut? Păi nu vorbeau ei. Acuze direct. Păi m-a acuzat, dar nu crezut nimeni. O săptămână în continuu, te-a enervat? Nu, dar nu crezut nimeni. Și până în momentul în care persoana, bă, prietenul meu a spus, bă, nu există nicio dovadă, nu există nimic, eu n-am arătat așa ceva. Nu. Și toată lumea oricum și a zis, uite, în sfârșit, cineva care a spus că nu există, că au mințit ei. Vezi că am auzit toată discuția ta de pe hol cu Bogdan. S-a auzit deja, doar nu e ca și cum putem să ștergem. Vă rog eu din suflet să nu spuneți, vă rog frumos. Asta să nu spuneți, asta atâta. Dacă te vede cu un alt băiat, la cât te ești de dragă, simte că moare. Asta înseamnă că încă și tu mai ai sentimente. Te-ai întors aici să-l vezi pe el. Te-ai întors aici pentru el. Tu te-ai asumat vreodată vreo relație cu mine ca tu să mă taci la răspundere? Tu n-ai dreptul. Ești egoist. Bogdan, de ce l-ai sfătuit pe Jador să nu se împace cu Ela? L-am sfătuit să se oprească, să facă ceva ce îi dăunează, ce îi dăunător pentru el. Pentru că s-ar certa non-stop dacă ar fi împreună? Da, cred că în viața lor ar fi mai mult ceartă. Mă gândeam într-o seară. Mi-era dor de aștept. Acum asta tu am zis cu tine? Când ți-am zis, ții... Ok. Mi-era dor tare de aștept. Și am vorbit cu ea, nu știu, vin la București. Eu eram culiță în mașină, ea nu știa că eu sunt culiță în mașină. Și am vorbit cu ea, nu știu ce. Și după aia o sunat-o la Lisa, o sunat la Lisa pe el, pe culiță. Am dat pe Jador aici, că uite, vrea el să stea cu el. Așa. O insista foarte mult. Mă, s-am stat acolo. Nu stau puțin, știi? Trebuia să trag eu sau cu culiță. Și după aia... Mă, de la culiță, pot să... Bine. Ce se poate să... Hai, să pot să mă dau la ea? Bine, păi știu ce ai zis, da? Păi ce era să zic? Dragă gica mea? Bine, dar tu ești băi... Dacă vrei, dă-te dacă îți place așa mult, dar uite, mie mi-e dragă, fata. Nu, că și eu am vrut să-mi demonstrez mie niște chestii, știi? Ai fost orgolios, că așa cum lasă, că dacă se dă, ea e pentru mine. Pe mine ce m-a deranjat la tine, spun trei lucruri. Nu că ai fost la Dan Bilzerian, sau că fost nu în America, fost, sau ai fost în Canada. Nu-mi pasă mie, fată, să fii în Portugalia, au sud. Nu-mi pasă. Nu-mi pasă, nu-mi pasă. Eu vorbesc ce vreau, dacă vrei să asculti. Dacă nu, nu. Bun, mie nu-mi pasă unde ești tu, cu cine ai fost tu. Păi nu, cât timp am văzut că vorbiți în spate și ăsta înseamnă că îți pasă. Tot timpul ți-ați fost voi acolo. Ia, am vrut să vorbesc aici, față în față, să punem. O să porți o discuție, să înțelegi ce spun eu. Pe păi, da, nu, da, cât timp căutați subiecte și de astea nu știu dacă ce. Bă, bași și pe mine în acea joală, acum atunci. Păi, acolo sunt toate. În cameră. Tu înțelegi ce vorbesc? Eu cred că tu nu înțelegi. Ce zici? Chiar nu eu fost în cameră. Tu lasă ce eu fost în cameră, tu fată, tu că mi-a arătat ea telefonul ei și cu Ligi. Ligi mi-a arătat video, ea mi-a arătat screen-ul. Tu pricepi, eu n-am zis. Da sau nu? Bun, așa. Eu ce am altă treabă cu tine, nu că ai fost tu pe nu știu unde. Sau n-ai fost, sau să aduc minciuni. Nu-mi pasă, înțelegi? M-ai făcut toată spre cine, man, am trecut peste. A doua oară vorbești în vocale, ne-ai făcut toate felurile și pe mine și pe Ligi, m-am certat cu ea. Nu era în toate felurile, era că mi-am dat când o vorbit Ligi urât de mine și ne-am certat noi atunci. Ce mie, și am zis că jucați urât și nu știu ce, nu v-am făcut toate felurile, pentru că nu vorbesc de... Ți-le arăt, ți-le arăt. Și eu ți-le arăt, că și eu le-am. Zic că ar fi bombă acum, să faci tu cuplu cu ea, Iancule. Ar fi bombă. Cea mai tare fază. Cea mai tare fază. Dacă tu faci cuplu cu ea, ești cel mai tare. Cu cine fac cuplu? Cu noi cu Ian, cu Iancu, auzi, cu Ela. A, cu Ela. Deci dacă tu faci cuplu cu ea, ești cel mai tare. Ei... Din situația asta. Nu cred. Dai seama. Ești băgat într-o ecuație cu... Nu, dar chiar nu îmi pare nimic de acolo. Pică foarte prost în situația asta și chiar nu... Bă, bă, dacă trebuie să rezolve situația pe la urmă să lămurească, stă și discute de 3 zile, ba sună pe Larisa, ba sună pe...
Acum, deci, acum la Larisa așa de a fost geloasă pe ea. O fi fost geloasă pe ea, dar... Crezând poate că frate tău place pe ela, știi? Da, nu? Am crezut că frate mă place pe ela și nu-mi place pe ea, gen, că merge să doarmă el la bine. Da, dar vreau că și-aș făcut-o pe ela în situația, adică... Despre ce vorbim? De trei ori urât, când am zis despre cimeni, mi-am cerut scuze atunci și pentru nu am fost direct așa de la mine. Am fost de la o prietenă dar care tu n-ai am înțeles. Susținut, adică am spus că am greșit. Bun, am trecut odată cu vederea. Am trecut da, de două ori a două cu vocalul. Acum iar, că ne uităm la tine la revistă. Nu, nu, dar da, de unde spui, dar de unde ești 100% tu sigură că... Să dar vreau să-mi aduci. Și atunci acuză-mă când ești 100% sigură și ai grijă că dacă lumea face video de la cum spui tu că intră pe profil și ăsta, și eu pot să-ți fac un video care să-ți confirm că e profilul tău, dau crop, pun video lângă video și-ți arăt că intru pe profilul tău și de că profilul tău e original. De cât timp aici la... Ce?